oameni dragi, bun găsit! Bun găsit, Iulia! Servus, Andreea! Servus, Iulia! Am ajuns la cel de-al doilea episod și tema acestui episod este Lăzărelul, zic bine, da? Și zic moșii bine, de flori. Adică am ajuns în Sâmbăta Floriilor. Suntem în plin ritual al sărbătorilor creștine și la fel al celor pascale, al celor pascale și a celor populare. Așa că, în timp ce calendarul sărbătorilor cu dată fixă numără puține sărbători în această perioadă, apropierea Paștilor aduce una dintre cele mai intense și dinamice perioade din punct de vedere al celebrărilor creștine și deopotrivă populare. Episodul de azi este despre Sâmbăta Floriilor, despre moșii de flori și obiceiul numit Lăzărelul. Iulia, povestește-ne un pic, că eu de Lăzărel am auzit și n-am auzit. Păi n-aveai cum să auzi, că e prin sud, pe la noi, pe aici. Se manifestă enclavizat Lăzărelul, dar nu doar la noi, ci și în Bulgaria, în mai multe zone. Ce e? Cine e? Haideți să începem cu starea asta de sărbătoare și cu sâmbăta asta atât de importantă, care anunță una dintre cele mai așteptate sărbători ale primăverii, Duminica Floriilor. Pentru că mentalul popular păstrează relictual imaginea raiului ca pe imaginea unei grădini înflorite. Și te las pe tine să spui alea două versuri care îți plac ție mult. Da, mi-a plăcut tare mult asta. Ce-i raiul pe ist pământ? Raiul este primăvara când înverzesc toți câmpii și înfloresc copacii. Deci este așteptat această săptămână ca o minune. Ca o minune. Pentru că toate canoanele mitologice ale marilor civilizații se bazează tocmai pe posibilitatea aceasta de regenerare, de repetare a timpului primordial odată cu sărbătoarea celebrată. Iar, cum spuneam, florile și datorită datei din calendar, când totul e în floare, când primăvara deja și-a intrat în drepturi, dar și din punct de vedere creștin, este una dintre sărbătorile favorite și cele mai așteptate de români. Și ce se întâmplă în Sâmbăta Floriilor? Ce ai voie să faci? Ce n-ai voie să faci? Mie îmi place foarte mult în calendarul popular când apar aceste interdicții de a munci. Cred că ar trebui să avem perioade în care ne ascuțim fierăstrău, în care ne odihnim. Și cred că le găsim și de data asta. Chiar se vorbea în presa vremii, în perioada antebelică și chiar interbelică, sunt atât de multe sărbători populare care interzic lucru, încât parcă calendarele nu mai lucrez deloc. Da, au fost gândite cumva special. Îmi place. Da, plantele au avut dintotdeauna rolul de orologiu al anului, al anotimpului, au marcat ciclurile acestea cosmice și au fost considerate magice, tămăduitoare, sunt tămăduitoare, pentru că cine le cunoaște sau cine le înțelege limba, pentru că se spune, țăranii așa credeau, că plantele vorbesc, florile au limba lor, vorbesc și spun, ia-mă pe mine că sunt bună de vrajă, ia-mă pe mine, culege-mă că sunt bună de leac. Na, deci sunt fundamentale în cultura tradițională din foarte multe puncte de vedere. Și terapeutic și magic, pentru că sunt folosite foarte multe în farmece. Iar în Sâmbăta Floriilor se fac pomeni pentru moșii și strămoșii de neam. Aceștia sunt de fapt moșii de flori, nu? Că moșii sunt străbunii noștri care, nici nu știu, parcă în calendarul popular, cei plecați sunt împreună cu noi și natural. În mentalitatea țăranului român, familia, neamul ăsta era format din cei plecați și din cei vii. Deci ăsta era neamul întreg.
iar perioadele de sărbătoare, perioadele de pomenire a lor, deschideau cerurile și făceau posibilă practic comunicarea cu ei. De asta există atât de multe sărbători ale moșilor, peste 30 de sărbători pe an. Ale moșilor pe ale an. Ale moșilor, da, dar avem un cult al, știam al că morții sunt 20 extrem, și ceva. Da. Extrem, extrem de bine. Și este doar în zona noastră sau este și în Bulgaria, că tot aminteai de... Lăzărelul, ca obicei, există și în Bulgaria, dar cultul morților este celebrat și venerat în alte spații mult mai... Exotice. Deci mult mai... puternic decât la noi. Deci sunt comunități tribale sau sunt, am înțeles că sunt câteva, de fapt știu că sunt câteva localități pe insule în Indonezia care toată viața se pregătesc doar pentru trecerea asta, adică de când se nasc pregătesc pomana, festivitatea de părăsire a lumii ăsteia. Astfel încât dacă moare cineva inopinant și nu s-a strâns suma necesară de bani, pentru că practic vin toți locuitorii să-l petreacă, îl mumifică și îl țin ani de zile până sunt pregătiți financiar să facă... Și mă gândeam acum, oricum, la extremul orient, tot la acest cult al străbunilor și la getodaci, pentru că trecerea, apropo de cei care trec dincolo, este sărbătorită, din nou sărbătorită. Nu este văzută ca un tabu, ca ceva foarte greu și mă bucură să regăsesc implicarea comunității, susținerea comunității, din nou nimic nu este exagerat, totul este în echilibru. Da, pentru că era un drum care la un moment dat nu se mai vedea. Iar toate ritualurile de la noi, și dacă analizăm cântecele din ceremonialul de mormântare, cântecele ceremoniale ale bradului, ale zorilor, deci nu vorbesc decât despre acest drum și despre această trecere în care sufletul este călăuzit, are diverse animale cu rol psihopomp, care le ajută să treacă în lumea cealaltă, vidra, lupul. Nu e nimic extrem de dramatic. Dramatic ar fi dacă nu s-ar face ceremonialul, iar mortul nu ar putea să se desprindă și ar bântui între cele două lumi și ar rămâne strigoinsat și ar lua mana vitelor. Deci asta ar fi o mare nenorocire, să rămână comunitatea... Deci asta înseamnă că toate rugăciunile pentru moși îi ajută să treacă în lumea cealaltă cu bine. Mă gândesc acum la Lazar, că e sâmbăta lui Lazar. Sunt deja trecuți. Moșii strămoșii sunt deja trecuți. Au trecut deja pragul și sunt deja în lumea cealaltă. În lumea cealaltă. Da. Legenda lui Lazar este cumva simplă. Lazar era într-un pom la vremea culesului, iar cineva a făcut plăcinte, el a simțit mirosul, iar de poftă a căzut și a murit. Așa că în sâmbăta lui Lazar este musai să faci plăcinte în amintirea acestui erou care murea spre a renaște și el, ca toți eroii și toate personajele mitologice ale vegetației. Trupul lui a fost acoperit de vegetație, l-au găsit după un timp surorile, l-au bocit și el a înviat. Cam asta este legenda. După ce a fost găsit, a fost plâns, a fost îngropat, iar după 6 săptămâni, Lazar, din legenda noastră, a înviat, așa cum se întâmplă cu absolut toate divinitățile din vechime, care mor spre a renaște cu noul anotimp. Ce fac femeile? Ce n-au voie? Deci n-au voie categoric să toarcă, n-au voie să coasă, n-au voie să facă nimic lucru manual, ca să spun așa. Iar toate interdicțiile astea sunt pentru a nu se întoarce pomana lui Lazar înapoi. Deci ele doar trebuie să împartă aceste alimente ritualice și o fac, pentru că dacă nu o fac, nu-și pot proteja bărbații. Iar la timpul culesului vor pica și ei din pom, la fel ca și eroul Lazar, nostru celebrat în Sâmbăta Floriilor. Deci sâmbăta lui Lazar, sunt pentru a-i protege. Plăcintele sunt absolut obligatorii, așa ne protejăm bărbații să nu pățească vreun accident în timpul culesului. Ceremonia practic despre care aminteai și despre care spuneam că se întâmplă doar în sud. În sud, deci da.
și cu precădere în comunități mixte româno-bulgare sau româno-grecești, se numește lăzărelu sau lăzărică și este practic o formă de colindat. Deci se adună fete în ceată, precum colindătorii, merg din casă în casă, ating gazdele cu mlădițele înverzite, le transferă astfel proprietățile plantei respective, frumusețe, puritate, renaștere, dar totodată sunt răsplătite ca și colindătorii, de data asta cu ouă, cu făină, sunt organizate și ele, așa cum se organizează și colindătorii, practic este o formă de colindat și în același timp un fel de poveste, un fel de teatru dramatic, un fel de alegorie a morții văzută ca nuntă. Deci, practic, și merg din casă în casă. Eu, deci, un fel, la fel casă. Ca și colindatul, avem un lăzărat, lăzărit. Iordănit, un lăzărit. Da. Deci avem încă un obicei foarte important. Reținem că este în sud, așa că în sudul Transilvaniei, pe la Sibiu, nu prea aveam cum să auzim de el. Am notat, da, în Constanța, în Tulcea, în satele din zona Giurgiu, adică cam în zona asta, în sudul Munteniei și în Dobrogea. Am înțeles din câteva studii că obiceiul este viu în Tulcea, în comuna Izvoarele. Acolo există o comunitate grecească importantă. Cu o săptămână înainte, exact ca și în cazul colindătorilor, se strânge ceata de fete și încep să repete textele. Este o ceată alcătuită din 10-15 fete. În momentul colindatului folosesc costume tradiționale și am înțeles că este o cutumă, este absolut obligatoriu. Să-și pună bru cu paftale, să-și pună podoabe metalice pe frunte, prin care să-și ateste statutul. Obiceiul este ca ceata să se formeze cu o săptămână înainte, iar una dintre ele să fie aleasă ca primă fată. Prima fată? Da, da. Șefa. Da, un fel șefa de șefa grupului. Lor, da. Așa că merg, se adună la casa primei fete. Inițial se cântau mai multe cântece, am înțeles că au mai rămas 3 cântece. Primul cântec se cântă de dimineață, se cântă în românește, iar celălalt se cântă în grecește. Până seara termină satul de colindat, se reunesc în final la casa primei fete, își împart ce-au primit. Ce-au primit ca la colindat. Sau vând ce-au primit și își împart banii. Cam asta se întâmplă. Să știi că am ajuns la finalul celui de-al doilea episod, acum că tot ai zis că se împart, nu știu, obiectele, făina, ouăle. Am încheiat cu Sâmbăta Floriilor, ne pregătim pentru cel de-al treilea episod, Duminica Floriilor, și noi vă mulțumim, rămâneți aproape de noi.